Sunt aici în Prahova, la stâna lunea Marin, ia să închid aici poarta că mă tabără câinii, să nu mă tabere. Am vorbit cu lunea Marin să mă aștepte aici la stână. Intru aici să vedem. O, să rămână, ce faceți, doamna Ancuța? Ce să facem cu treaba pe lângă stână? Păi, mă așteptam să-l găsesc pe lunea Marin aici. Nu, pe mine mă găsiți, sunt brânza. Păi faceți și dumneavoastră brânză? Da, și eu, că așa am învățat de la domnul Marin. Ha, eu da. Nu știam că faceți și dumneavoastră. Da, fac și eu, non-stop fac. Urda, brânza, da. Ați învățat de la Nea Marin? Am învățat de la Nea Marin și învață pe toată lumea. Și cât ați stat aici de-a lungul vremii cu dânsul, ca și soția dânsului, ați învățat multe de la el? Foarte multe. Din domeniul ăsta? Da, în domeniul animalelor am învățat foarte multe, da. Dar Nea Marin unde e? Este prin spate, pe acolo, așa, nu? Cu animale, cu câini. A, cu oile încolo? Cu câini, da, cu animalele pe spate, în casă. Da, cred. Mi-ați făcut o surpriză, că nu știam că vă ocupa și dumneavoastră. Da, eu o fac mai mereu. Practic. Îmi face și dânsul, dar când are timp, că el pleacă cu animale. Aha. Da. Și preluați funcția de băciță, ca să zic așa. Da. Ce chestie. V-a luat mult timp ca să învățați procedurile astea? Foarte repede, că am fost crescută cu animale și deja știam să fac. Brânză, telemea, făceam telemea de vacă, la mine acasă aveam vaci și da? Făceam telemea de vacă. Acum este foarte, foarte ușor la mine, aici. Și telemeaua de vacă față de asta, de capră, oaie, se face în mod diferit sau? Nu, tot la fel, nu? Tot la fel se face. Da, și acum o strângem. Aveți îndemânare asta, da. Am mai văzut și cum face Nea Marin? Am învățat de la dânsul. Foarte multe, învață pe toată lumea. Îi învață pe toți, și la mult, și la toate alea. Mai rar asemenea om ca să împărtășească secretele astea. Mai rar, da. Adică un suflet chiar mare, aș putea spune. Că mulți cam țin secret cum se face pe la stână. Da, noi învățăm pe toată lumea care vine la noi. Îi învățăm ca să facă și la fel ca noi. Da. Când încep să arunci o bucată de brânză, să arunci un pământ cu piatra, nu cu... cum, așa, cu... Da. Oh, ia uite cine a venit. Nea Marin. Hai că mă așteptam să te găsesc, sănătate. Și am găsit-o pe doamna, soția. Da, ați găsit-o pe doamna Băciță. Eu nu știam, a fost o surpriză, că nu știam că face și dânsa brânză. Da, și ea face... Hai, intrați ca să... Da, mai... Și ea face pentru că era nevoie pentru mine, adică la mine așa se cere, că și soția să știe ce să facă, dacă... Lângă tine nu ai spatele tău o femeie puternică ca să te ajute în această meserie. Da. Nu poți să... Nu răzbați de unul singur, nu? Nu poți să răzbați de unul singur. Dacă nu ai femeia lângă tine ca să te ajute la treaba stânii, nu faci nimica. La mine nu era nevoie de o femeie cu care să aibă un servici. Avem noi destul de servici aici, la care suntem mulțumiși de ceea ce câștigăm, de câștigăm. Da. Și altfel... Păi ăsta tot serviciu, dar lucrați pentru familie. Da. Pentru tot muncă e, nu? Dar dacă un șoban nu are lângă el femeia, greu să descurcă. Da, și eu s-am întâmplat și am avut și obstacole în viață, cum de... Am picat și jos și de la altă căsătorie anterioare care am mai avut. Dar eu tot nu m-am lăsat și am mers înainte cu tradiția și am zis, mă, femeia care o să o am să fie lângă mine aici, așa că are destul serviciu aici. Da. Nu am dorit o femeie cu servici. Nu făceam, nu duceam înainte. Da. Și ea a învățat de la mine, ca cum am învățat și pe mulți alții care au fost la mine, chiar și copiii, i-am învățat să prelucreze brânza așa cum se prelucrează, cum se face. Cum se face o brânză frumoasă și bună. Brânză bună de stâlp, originală. Da, uitați seama cum lucrează așa de bine și de frumos. Da. Ca și mine, ca și... Da. Are tot așa, îndemânarea pe care am văzut-o și la dumneavoastră. Exact, ceea ce face. Ceea ce fac eu, ce am făcut eu, fac și eu. Asta este calitatea
urmineze ca să fie, să fie corespunzătoare. Da, 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 da. Când, nu, ea mai fac și eu, când are altă treabă mai fac eu, dar în urma treburilor ea mai mult face, că, da, eu de multe ori se dă după mâi, că ciobanii e, nu e. Să împart treburile. Da, da. Dar e normal, ca la orice stână. Celebrul jghean deja. Da. Da, Saramura. Am văzut, chiar am văzut la alții că fac bucățile astea de brânză, le fac triunghi. Dumneavoastră le faceți pătrat. Facem și noi triunghi, dar o păstrăm pentru iarnă. A, am înțeles. O păstrăm pentru iarnă, pentru noi. O, ia uite ce e aici, da. Rezerva, rezerva națională, ca să zic așa, de ghilimele. Și cu zero mai mai da și la câini. Le place câinilor zero. Da, îl soarbe imediat, a? Le aduce un aport de nutrienți foarte bun la, da, la câini zero ăsta. Ca orice câine de stână. E ca un calciu. E ca un calciu de câini. Îi întărește. Pentru câini ca un calciu. Oameni buni, într-un alt videoclip de la Neamarin o să vedeți câini în acțiune, câinii ciobănești. Da, să vă uitați, acum nu știu cum o să fie clipul, ori după ăsta, ori înainte, dar merită văzut să-l căutați. Câinii în acțiune la Neamarin Chioșdeanu. La stână. Ia uite ce frumos sunt. Da, da, da. Super. Corbii aici, la, lângă focul de stână. Lângă ceaon, frumos. Da, căței. Câini. Mama lor bea apă acolo. Bea zir. Zir bea? Zir. Da, uite ce ceaun mare. Da, aici fierbe zero. Aici fierbe zero? Da. Focăria. Asta este o focărie care orice cioban sau o stână are o focărie, că așa, așa e normal, așa, așa trebuie. Undeva da, mai rezervat de celelalte camere ca să poți să, să poți să faci. Ai o activitate, altă activitate aici cu da, găleți, cu una, cu alta. Da, da, da. Oameni buni, sper că v-a plăcut clipul ăsta, surpriză cu băcița Ancuța, soția domnului Marin Chioșdeanu. Noi vă salutăm de aici, de la stână, și numai bine tuturor! Da. Sănătate! Numai bine!